Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune aici în studioul Roman 24. Pentru următoarea jumătate de oră discutăm despre Partidul Național Liberal. Așa cum știți, vin alegerile locale pe 5 iunie. Doi dintre membrii echipei liberale sunt alături de mine. Este vorba de doamna profesor Roxana Iorga, președinte al organizației de femei a PNL. Bună ziua și bine v-am regăsit! Bună ziua. Și domnul Leonard Achiriluai, prim vicepreședinte, cum sunteți pe funcție politică? Fac parte din echipa PNL Roman și asta e cel mai important. Funcțiile sunt așa mai mult onorifice, nu ține de ce funcție ai ca să-ți faci treaba într-o echipă. Membru în birou permanent local, vicepreședinte al organizației locale Roman. Și funcția care este foarte importantă, cea de director financiar contabil la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Acolo duceți greul pe umere. Aia nu mai este deloc o funcție onorifică. Nu e onorifică, dar o funcție care mă onorează și în același timp mă obligă, o funcție în care ai nevoie de responsabilitate, de seriozitate și cred că e ceea ce ne caracterizează atât pe mine de personal, cât și pe membrii echipei noastre. Încercăm să venim în fața dumneavoastră și a celor din municipiul Roman cu o echipă competitivă, cu o echipă dedicată, prezentând ceea ce am reușit să facem în cele două mandate anterioare și ceea ce ne propunem să facem în următoarea etapă. Domnul profesor, vă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunteți și președinte la Organizația de Femei și am văzut că pe lista PNL-ului pentru aceste alegeri, femeia are un loc aparte și chiar mai multe locuri, ca să fiu exact, nu e vorba de o singură femeie care se află pe lista de candidați. E important, e bine ca femeile să facă politică? Mă simt mândră că sunt pe acel loc, dar vă spun sincer că în organizația de femei, toate femeile contează la fel de mult ca și mine, pentru că toate am pus umărul în momentul în care au fost activități. Fiecare dintre noi vom contribui în viitorul mandat, sper, a domnului primar, la viitoarele realizări pe care sperăm noi să le ducă la final. Lista este lungă și de aceea spuneam, speram să le ducă la final pe toate, pentru că vom vorbi probabil despre aceste proiecte ale dumnealui. Pe partea de învățământ, ce ține de mine. Fiecare înțeleg că în cadrul echipei liberale există comisii de lucru exact ca la Consiliul Local, domnul director? Categoric, neapărat că sunt comisii de lucru, discutăm clar tot ceea ce dorim. Totul se dezbate. Exact. Dar, într-adevăr, coordonatorii pe anumite sectoare sunt clar specialiști în anumit în domeniul respectiv. Evident că, așa cum colega mea, Roxana, și-a pus amprenta pe proiectele care țin de latura învățământului, de ceea ce înseamnă cultură și nu numai, dar clar cu precădere, așa eu să spun, am contribuit, să zic, în măsură destul de mare la creionarea proiectelor în domeniul sănătății. Dar, așa cum spuneam, aceste lucruri sunt propuse, sunt dezbătute, sunt analizate, pentru că încercăm să, ca aceste proiecte care venim în fața dumneavoastră să fie proiecte sustenabile, să fie proiecte care se pot realiza, proiecte care se pot finanța, nu să prindem avioane, cum se spune, sau să venim cu idei de astea năstrușnice că ba înființăm ceva, ba vrem să facem nu mai știu ce investiție, dar care ori nu avem voie să direcționăm sume în acea direcție, ori sunt clar în afara legii, să spun, să înființez anumite servicii, sau unele dintre ele sunt deja realizate. Asta vreau să subliniez. Noi considerăm că avem cea mai bună echipă prezentată electoratului romașcan. Considerăm că ceea ce am făcut până acum, experiența pe care o avem, dar nu numai, îmbinăm atât experiența cât și cu dăruirea și cu implicarea celor care sunt la început de drum, tinerețea cu experiența, așa cum spuneam, și încercăm să facem o echipă competitivă, o echipă serioasă, care să nu facă doar, cum să spunem noi, un joc de gleznă sau să ne afișăm. Nu ne dorim să facem nici circ mediatic, nici să stăm vreme
vrem să facem, să fim serioși, să ne vedem de treabă, să ne prezentăm, zicem noi, decent și susținut proiectele pe care încercăm să le inițiem și să finalizăm ceea ce am, început, să dăm dovadă de o echipă serioasă, să fim cel puțin la înălțimea pe care și-o dorește domnul primar ca și echipă de lucru în mandatul 2016-2020. Are targeturi foarte înalte și așteptări foarte mari. Categoric știți acest lucru, toată lumea îl știe, știți că în decursul timpului au fost proiecte ambițioase, au fost multe proiecte ca și număr, au fost și proiecte ambițioase care, așa cum am promis, am încercat să le finalizăm. Unele sunt în lucru, altele sunt finalizate. Ne dorim mai departe să facem același lucru. Bun, când vorbim despre proiectul Roman 2020, doamna profesor, și vorbim despre o campanie electorală care ține practic numai o lună. Oamenii au timp suficient ca să fie informați corect, măcar despre proiectul pe care dumneavoastră îl prezentați romașcanilor, trecând peste faptul că există și proiecte sau propunere ale unor candidați care, așa cum spunea și domnul Achiriluai, nu sunt sustenabile, adică pentru cine știe minimă administrație publică, vezi, dar oamenii, cetățenii de rând, poate nu au avut timp să citească o lege sau să vadă unde este greșit ceva. Este suficient timp să le aflăm pe toate? Noi vă mulțumim cu ocazia aceasta pentru că ne-ați dat, și înainte de campanie, ne-ați dat ocazia să... Noi le dăm tuturor candidaților. Noi vă mulțumim, da. Probabil că vă vor mulțumi și dumneavoastră. Vă mulțumim totuși că ați fost alături de noi și am putut prezenta romașcanilor proiectele pe care am încercat să le croim și sperăm că vor fi duse la capăt. Am dezbătut cu ei în foarte multe acțiuni în sectoare, pe cartiere, pe zone, ne-am întâlnit cu romașcanii, am discutat ce îi doare, ce și-ar dori, cum văd anumite lucruri. Fiecare dintre noi avem o anumită zonă în care activăm. Ne vedem săptămânal cu oamenii din zonele respective, deci normal că ei au aflat prin noi despre respectivele proiecte. Tot de la ei am și cules de altfel toate informațiile, ce îi doare, ce și-ar dori, cum văd anumite lucruri. Eu vorbesc pe bucățica mea de ce ține de învățământ, educație, da. De educație. Vă spun sincer, am foarte multe colege cu care mă întâlnesc. Uite, apropo, urmează cercul pedagogic. După ce plecăm de la acțiunile respective, stăm și noi ca fetele. Discutăm nu politică, ci doar cum vedem noi partea de învățământ pe roman. Ce activități am mai putea face? Dacă îi invidiam la un moment dat pe cei de la Roman Vodă pentru centru de excelență, la care domnul primar și-a pus contribuția într-un procent foarte mare. Sperăm că vom continua cu la fel niște proiecte pe partea de gimnaziu și la celelalte școli. Partea de modernizare a școlilor va continua în următorul mandat. Dacă ne gândim că cele două stadioane își așteaptă sportivii la fel, tot din copii de gimnaziu sau de liceu. Sunt o grămadă de proiecte pe care în mandatul următor le vom duce la capăt. Eu sunt absolut sigur că romașcanii au înțeles deja că nu sunt doar promisiuni, ci vor fi într-adevăr proiecte realizate. Bine, clar că un exemplu și cred că cel mai bun a fost cel cu microhidrocentrala în primul mandat al actualului primar. Cel mai îndrăzneț, da. Da, când toată lumea a râs, dar nu cred că atunci primarul a fost votat pentru acel proiect, indiferent că era privit ca o idee inovatoare sau era pur și simplu o prostie văzută de unii dintre romașcani. Credere. Da. Ar trebui să le dea romașcanilor încredere. Atâta timp cât proiecte îndrăznețe și au atins scopul și sunt acum palpabile, e clar că proiectele despre care vorbeam mai adinoară își vor atinge ținta, scopul și vor deservi beneficiarii cărora o să ne adresăm. Din punct de vedere al domeniului sănătate, primăria, ca și Consiliul Județean, de altfel, v-a stat aproape. E un domeniu important despre care se vorbește foarte mult în ultima perioadă, mai ales în urma scandalurilor de la nivel național. Cum este, cum vedeți această relație, administrația locală, spitalul de urgență? Aveți dreptate, un domeniu ca și învățământul, sănătatea este un sector foarte important, un sector sensibil.
Mi-aduc aminte că era o emisiune la un moment dat pe realitatea stradă, școală și spital. O emisiune foarte, foarte binevenită în acel moment în care prezentau diverse situații, spețe din zona învățământului, din zona sănătății. Așa cum știți, am fost într-o perioadă de, zicem noi, neagră și în domeniul sanitar. Dar în ultimul timp, clar, colaborarea care a fost cu primăria, cu municipiului Roman, care e ordonator principal de credite pentru Spitalul Roman, a fost foarte bună și acest lucru a ajutat unitatea noastră să se dezvolte, spunem noi, foarte bine, să fie o instituție foarte respectată și apreciată în zonă din punct de vedere al activității pe care o desfășoară. Dacă, așa cum ați prezentat, am avut în decursul timpului idei vizionare, să spunem, cum a fost aceea cu hidrocentrala, asta dă dovadă de, așa cum spun, de viziune, dă dovadă de tenacitate și de mult efort pe care trebuie să-l depui ca să realizezi un astfel de obiectiv. Am început mandatul, știți, cu schimbarea la față a municipiului Roman, ceea ce am încercat să transferăm și la nivelul instituției pe care, în care fac parte ca și echipă managerială. Și am încercat acest lucru prin schimbarea la fața unității sanitare din municipiul Roman. Asta înseamnă modernizări care le-am făcut în decursul timpului la majoritatea secțiilor din spital, ajungând acum să fie mai ușor să spun care mai avem de făcut și mai sunt câteva. Chiar urmează să intrăm în proces de reabilitare pe secția ORL, mai rămânând doar două secții, recuperarea și anatomie patologică, care sunt chiar în partea de jos a spațiului nostru în spitalul nou. Așadar, a fost o prioritate de schimbare a imaginei unei instituții care avea un aspect îmbătrânit, în care clar trebuiau făcute multe intervenții. Chiar dacă spațiile sunt așa cum sunt și nu avem ce să facem, că nu mai putem dărâma o clădire, astea sunt, trebuie să încercăm să facem tot felul de adaptări pentru a îndeplini criteriile, atât din punct de vedere al circuitelor, dar și din punct de vedere al normelor igienico-sanitare. Și ne-am propus acest lucru, cred că toată lumea a observat că în momentul când intre astăzi în unitatea sanitară avem o intrare elegantă, avem o parcare în care poți să îți parchezi elegant, intri într-un spital care are o cu totul altă imagine, cel puțin eu cred că e o schimbare vizibilă. Dacă vorbim despre alte lucruri care s-au întâmplat ca și argument al ceea ce vă spuneam la început, că noi încercăm să facem proiecte și să venim în sprijinul romașcanilor, pentru că toată lumea ajunge cel puțin o dată la spital cu un aparținător sau cu probleme personale, am încercat să dotăm unitatea sanitară cu aparatură de cea mai înaltă performanță, să aibă marea majoritate a secțiilor dotarea necesară. Și ați văzut că, așa cum vă informam de cele mai multe ori în conferințele de presă, pentru a cunoaște toată lumea ceea ce facem, am încercat să dotăm foarte bine atât blocul operatorii, atât terapia intensivă. Știți foarte bine că acum chiar anul trecut am modernizat terapia intensivă de la cardiologie. Este ca într-o clinică universitară de cardiologie, chiar cu paturi noi, cu tot ce necesită, cu aparatură. Toate secțiile, marea majoritate a secțiilor au beneficiat de dotări cu aparatură în această perioadă, pentru că, așa cum știți, nu e suficient doar să îți depui un efort, adică să ai cunoștințe foarte bune în domeniul medicinei, ai nevoie clar și de o dotare foarte bună pentru a finaliza ceea ce tu ca profesionist ești capabil să faci. Nu am scăpat din vedere nici, spunem noi, ceea ce înseamnă infrastructura, marile investiții în cadrul spitalului în decursul acestei perioade. Și una îndrăzneață ar fi aceea mutării secției de psihiatrie într-o locație nouă, modernă și, într-adevăr, o secție complet modernizată, reabilitată atât interior cât și exterior, pe care sperăm să o putem inaugura în cel mai scurt timp oficial, pentru că au fost și toate recepțiile finale, avizele și toate acestea. Mai trebuie tăiată, practic, numai panglica? Da, ea deja a fost transferată și a
funcționează, are toate avizele necesare și ne bucurăm că aceste lucruri au putut fi făcute și că de aceste facilități beneficiază cei din municipiul Roman, dar așa cum știți, nu numai romașcanii beneficiază de aceste servicii și zonele limitrofe, comunele din jur și chiar din județele învecinate, un număr cam de aproximativ 200.000 de persoane beneficiază de serviciile unității noastre sanitare. Și care este practic finanțată numai din este din serviciile pe care le avem în contractul cu casa, bineînțeles, cum ați precizat, cu primăria municipiului Roman. Chiar în debutul acestui an am avut un proiect de hotărâre făcut la, bineînțeles, la inițiativa mea, că toată lumea întreabă ce ai făcut, cum ai făcut. Marea majoritate a acestor proiecte sunt făcute clar la inițiativa mea, pentru că sau a conducerii. Știm, într-adevăr, de aproape de fiecare dată le semnează domnul primar că așa s-a întâmplat, dar noi nu am avut o problemă prin de orgoliu că am semnat eu sau că și-a asumat. Important este finalitatea, important e ideea și susținerea acestei unui astfel de proiect. E vorba de o contribuție a primăriei cu minim 10% conform legii pentru toate finanțările pe care ar urma să le primim de la Ministerul Sănătății. E o condiție legislativă și atunci s-a întâmplat de foarte multe ori, ți-aș da nu știu câți bani, dar trebuie să depui hotărârea de Consiliul Local pentru aprobarea sumei. Și atunci am venit cu această idee, pentru a ușura circuitul documentelor, să facem un proiect de hotărâre general în care Consiliul Local să-și asume contribuția cu 10%, tocmai pentru a putea susține aceste finanțări foarte rapid în momentul în care sunt puse în așteptare la Ministerul Sănătății. Da. Știți cum e? Cu câte mici mai repede, anul trecut am reușit să facem investiții de aproape 10 miliarde în transferul de la Ministerul Sănătății și iată că acest proiect tocmai în acest scop a fost creat și inițiat. Dacă s-ar mai întâmpla și ca primăriile din jurul Romanului, asta este o părere absolut personală, să contribuie acolo cu un bănuț la bugetul spitalului. Știți că am avut, era mai de mult la casă domnul Frățilă. Da. Cu dumnealui la momentul acela am avut o inițiativă și să venim în Consiliul Județean cu propunerea ca fiecare din unitățile, din UAT-urile, comunele din jurul Romanului, să contribuie cu o sumă modică la Consiliul Județean, care să fie direcționată doar pentru sănătate, un fel de taxă specială pentru sănătate. La momentul respectiv s-a spus, domnule, noi nu reușim să colectăm taxele și impozitele conform legii la nivelul unităților acestea mici, astfel încât era deja o chestie de un alt nivel, știți, nu, și am lăsat-o oarecum jos, să zicem așa. Dar în decursul timpului, având în vedere colaborarea bună pe care am avut-o cu Consiliul Județean, Primăria Roma și a lobby-ului pe care l-a făcut domnul primar Laurențiu Leureanu la nivelul Consiliului Județean, am reușit să avem investiții importante în cadrul spitalului nostru, chiar cu susținerea Consiliului Județean. Știți foarte bine că am înlocuit lifturile cu ajutorul Consiliului Județean, am reabilitat clădiri cu ajutorul Consiliului Județean. Și aparatul de radiologie. Aparatul de radiologie. Prima tranșă am primit-o, sperăm să primim și a doua tranșă, că așa ne-au promis și tot facem demersuri. Nu știu, ar fi trebuit să fie deja aprobată, nu, eu personal nu am înțeles deja foarte clar care au fost motivele pentru care nu a fost prelungit acordul de parteneriat și alocată suma, dar îl facem în continuare demersuri, așteptăm și sperăm să-l finalizăm și acest proiect. Așa cum vă spuneam, e nevoie de o susținere și care să nu fie pe criterii politice, asta este foarte important, vorbind de sănătatea oamenilor care, nu, când te duci la spital, prezinți cartul de sănătate și nu carnetul de membru de partid. Nu? Asta spun mereu, că toți cei care mă cunosc au văzut în decursul timpului modul cum încercăm să manageriem această instituție cu mari probleme, adică cu foarte multe probleme. Atitudinea pe care o avem față de cei din Roma, nu a venit vreodată cineva care să ceară ceva, care să ne solicite un sprijin sau care să vrea o colaborare cu noi și am să-l întrebăm prima dată altceva decât de bunele intenții și atât, nu facem alt tip de party priuri.
Și n-aș vrea să scap un lucru, nu, că apropo de această colaborare cu județul, ați auzit că domnul Mugur Cosmaciu, care este candidatul nostru la președinția Consiliului Județean, a făcut un pact cu domnul primar Laurențiu Leureanu de sprijinire a Romanului în perioada următoare. Eu cred că este un gest pentru prima dată în politica nemțeană când un președinte, un candidat la președinția Consiliului Județean își asumă cu subiect și predicat contribuția la sprijinul unui municipiu, unei localități din județ, ar putea să o facă cu toate celelalte. E o chestie asumată, cum să spun, nu că neapărat va face altceva decât își asumă să facă, dar o asumă, cum zic, declarat. Vrea să arate că va fi echidistant, va avea aceeași unitate de măsură pentru fiecare primărie din județul Neamț. Și lucrul ăsta este foarte important pentru noi și credem că așa cum noi ca unitate medicală deservim o zonă care poate reprezenta, să zicem, 30%, 20%, nu știu cât din sistemul de sănătate nemțean, am dorit ca viitorul legislativ să aibă posibilitatea și să vrea să facă o alocare a resurselor din domeniul sănătății pe acest criteriu, adică al implicării directe în viața și în sănătatea municipiului a Romanului sau a zonei pe care o reprezintă municipiul Roman. Este o chestie de noutate pe care noi o susținem și sperăm ca în momentul în care echipa noastră, echipa liberală, va primi susținerea, votul atât a primarului Laurențiu Leureanu, care, așa cum știți, nu poate face de unul singur politică și are nevoie de o echipă care să-l sprijine și are nevoie de majoritate în Consiliul Local, de aceea le solicităm și sperăm că să-i convingem pe romașcani să acorde sprijin și Consiliului Județean pentru a crea o majoritate pentru Roman, în primul rând. Da, e important ca banii să fie împărțiți corect. Sunt foarte importante și proiectele și spuneați, doamna profesor, că de-a lungul ultimelor luni tot ați mai discutat cu romașcanii, i-ați ținut la curent cu ceea ce doriți dumneavoastră, dar le-ați ascultat și doleanțele. De multe ori primăria este privită ca o moașă comunală, vrem salarii, să ne dea primarul mai mari, pensii mai mari, lucruri care nu se întâmplă. Promisiuni pe care unii candidați le fac mai în temă sau mai puțin în temă și locuri de muncă. Până la urmă primarul, un primar în funcție, nu are această obligativitate de a atrage investitori. Totuși la Roman s-au întâmplat și minuni. S-au cerut chiar și mall-uri făcute de primărie. Dacă nu putem mări salariile, măcar să facă domnul primar un mall. Bun, de aceea suntem aici, de aceea ne ducem să discutăm cu cetățenii, să înțeleagă că nu ține de noi neapărat prețul energiei electrice sau apariția unui mol peste noapte. Să revin la proiectele despre care vă spuneam în învățământ, discutasem și le luasem pe vârste. Am stat și ne-am gândit deja un mare proiect pus cât de cât pe picioare. Este cel al căminului din Smirodava. Va fi acolo un centru făcut prin proiecte europene foarte, foarte frumos. La sfârșit veți vedea că domnul primar se va ține de cuvânt așa cum a făcut cu celelalte. Va ieși un cămin pentru copii, un fel de creșă, cum era odată. Pentru copii se va referi, de fapt, la copii până în 3 ani. Este o problemă în Roman pentru că o mare parte din prietenii mei, a lui Leo, probabil că și ai dumneavoastră, au copii mici cu care nu pot pleca la servici peste zi. Și-ar dori poate să se întoarcă la serviciu, să nu-și piardă ritmul și uite că a venit momentul în care să le oferim această oportunitate să-și poată lăsa acolo copiii. Da, întrebarea mea, n-ar trebui asta să facă Ministerul Educației sau Inspectoratul Școlar Județean sau cum gândiți acest proiect? Fondurile vin foarte greu.
Depinde, bun, noi putem face deci toate demersurile. Exact, toate demersurile. Dacă echipa își dorește într-adevăr acel centru, vine cu inițiativa respectivă, proiectul este gata, atunci normal că se va demara proiectul mult mai repede. Poți sta cu mâinile încrucișate așteptând să ți trimită cei de la minister. Da, niciodată nu se întâmplă, dar știm asta. O foaie prin care să cer ceva sau să te duci tu pur și simplu să bați la ușă. Iar domnul primar este omul care se duce la București și bate la toate ușile unde este nevoie și ați văzut, de altfel, în cele două mandate. Aceasta este pentru copilași de până în 3-4 ani. După care ne-am gândit la cei pentru gimnaziu, școli, mare majoritatea școlilor din Roman arată impecabil. Exteriorul ne ia fața. Eu predau la școala numărul 5, fostă 5, actuală Alexandru Ioan Cuza. Este o școală impecabilă. Prima reabilitată a fost pe... integral. Da. Nu doar ea arată așa, și școala numărul 1, Vasile Alexandrie, celelalte instituții au fost acoperite, ați văzut lucrurile de calitate, apropo, că tot ne întoarcem la o altă problemă. Da. O altă problemă, deci nu a fost făcută nici din internită, nu? Ca să fac o glumă. Exact, din lucruri de calitate și se va vedea în timp. Suntem prea săraci ca să ne permitem până la urmă lucruri exact, de proastă calitate. În final ajuns să-ți cumperi 5 lucruri într-un an, mai bine plăteai o dată, știai o treabă. Revind la proiectele despre care vă spuneam, la copii pentru până în vârsta majoratului, am vorbit de fapt cu fetele, am înțeles de la Romașcani că își doresc ca copiii dumnealor să aibă terenuri de joacă, terenurile școlilor, mă refer aici, pentru că terenurile de joacă în Roma sunt. Terenurile care aparțin de școli și de licee vor fi modernizate în următorul mandat. Sper să iasă la fel de frumoase cât cele care au fost vreo 3 anul trecut din ce mi-aduc mai eu, sunt 3-4 reabilitate complet. Mai sunt încă. Pentru copiii de liceu și mai mari chiar era vorba de Centrul Multicultural Unirea. Întrebam copiii mei acasă și cei de pe lângă bloc, tinerii care mă întâlnesc cu anumite ocazii și îmi spuneau că și-ar dori să nu mai plece la Bacău pentru un bowling sau un joc, nu știu, altceva decât au ce este în momentul Roman, acesta, da. Acel centru multicultural va avea și astfel de spații, nu doar astfel de spații, deci vor fi probabil și spații pentru expoziții și pentru anumite activități culturale. Este pornită, ideea a început să-și arate foile din proiect și probabil că în următorul mandat, cu ajutorul romașcanilor, se va finaliza. Și pe fonduri europene, din ce am înțeles noi până acum, e foarte important. Din păcate, din ce am văzut eu, cel puțin la nivel național, nu prea se dă drumul la sacul ăla, tot îl ținem închis, deși suntem o țară care avem nevoie noi de fonduri europene. Proiectele avem făcute, deci ele sunt până în buza momentului în care trebuie să plece. Să băgăm mâna în sac, da, exact. Să luăm banii. Nu știu câți alți primari stau cu ele gata făcute, așteptând momentul startului în competiția respectivă. Deci, încă un punct foarte... Când spuneați de creșă, mă scuzați că vă întrerup, m-am adus aminte de Clubul Copiilor și o lucrare care este așteptată de ani și ani în Roman și mă gândeam că acest club este condus de domnul Ilie Boloca de la PSD și totuși acest club va fi prezent chiar miercuri la ora 11, să anunț și lucrul acesta, în centrul municipiului cu o demonstrație de carturi, Carting, adică da? Zilele municipiului nu sunt ale PNL-ului sau ale... Mi-am adus efectiv să nu credeți, și am noi zis avem că, echipa liberală are prieteni în toate partidele. Da, suntem, la urmă, o mare familie romași care exact, ne cunoaștem deci, cu asta toții. Nu înseamnă că doar acea culoare sau o mentalitate de partid ne-ar despărți. Nu, suntem oameni și atâta timp cât vrem binele romașcanilor și ne batem, e bine că ne batem pentru binele romașcanilor. Eu pot face în asta. În proiecte să ne batem, da. Exact. În idei. Sperăm să fie până la sfârșitul campaniei una de idei, o dezbatere de idei și nu de
știu eu, cuvinte grele aduse. Da, care până la urmă trebuie să reținem faptul că această campanie ține o lună, după care cu toții vom trăi în acest oraș. Zilele Spitalului Municipal de Urgență Român, în exclusivitate, prima ediție. O inițiativă care a dat, iată, roade și pe ultima 100 de metri, începând cu data de 19, pe o perioadă a 3 zile. Este prima ediție a zilelor Spitalului Municipal de Urgență din Roman. Nu pleacă toți medicii din spital și plec la sărbătoare, nu? Nu. Și nu participă doar medicii din spital, ci mult mai multe cadre medicale, atât asistenți medicali, cât și medici din toată zona Roman, medicină de familie, colegi, nu neapărat din Spitalul Roman. Este o activitate care e acreditată atât de Colegiul Medicilor, cât și de organizația OAMMR, asistenților și moașelor. Fapt pentru care s-au înscris la această manifestare. Este o manifestare atât de prezentare a unității noastre sanitare, cât și o activitate practică și de învățare, să zicem noi. E o deschidere de drum, un început, nu știm dacă vom fi chiar perfecți din prima, dar important este să încerci, să vrei să faci ceva. Așa cum v-am spus, încercăm să schimbăm un pic prioritățile, să spunem că dacă, știți cum e piramida aia lui Maslow, la bază are acele nevoi minime de existență. Noi considerăm că am reușit să depășim aceste nevoi, să mergem către o parte mult mai înaltă și să putem asigura celor din Roman și altceva decât, așa cum vă spuneam, nevoie de bază. Și am crezut noi că partea asta care ține de perfecționare, de cultură, de prezentarea unității e un lucru bun pentru noi. Mulțumesc foarte frumos pentru opiniile oferite și informațiile oferite. Ne oprim pentru ziua de astăzi, dar vom continua discuția cu cei doi invitați ai mei în ediția de mâine aici la Roman 24. Rămâneți cu programele noastre. Vă mulțumesc frumos pentru și noi. Vă mulțumim.